How in the fuck are you about to say? The way that we do it is not the way. No, don't you swear that you're not in the way. Nothing you do compare to my day. Băi, frate, eu v-am zis că o să dau răz la ceva și asta va fi la Intel. Da, la Intel. Știți de ce? Deoarece Intel a vrut ca G4560, un Pentium care are 2 nuclee și 4 thread-uri, 3 mega smart cache, 3,5 GHz, adică l-am și eu în calculator. Și ghiciți ce? A aflat peste tot, deci s-a uitat, cred că s-a uitat la benchmark-uri și a văzut că e egal cu bunii 3. Frate, și ghiciți ce a făcut. A limitat producerile la G4560 pentru ca să boosteze cumpărarea de procesoare i3, care acum este useless. Eu am prins procesorul la mega ofertă de la 300 de lei la 220 și am văzut că pe EMAG zice că acum e 404 fucking lei, când era înainte 320 sau 300 de lei. Deși fără și cu reducere zicea că e 370, frate, deci nu vă recomand să vă mai luați deloc. Deci deloc i3. Mai bine căutați pe alte site-uri și dacă vă aduce altceva direct ANAF, frate, bă, deci nu se mai poate. Intel chiar a văzut că le-a ieșit ceva super bine, super ieftin și a limitat producerile. Da, Intel. Mă așteptam să lase și ei puțin acolo din bunul lor, frate, că Pentium-ul ăla G4560 chiar a ieșit bestial. Alea au fost câteva imagini. O să vă las videoclipul în descriere. Ciao!